Domnule senator, sunteți membru al Comisiei de Sănătate. În ce măsură Comisia de Sănătate are un cuvânt de spus în momentul acesta în privința scandalului din sănătate? În această clipă, rolul nostru în clarificarea aspectelor legate de aceste declarații destul de ciudate este să ne mișcăm cât mai repede și să clarificăm sursa declarațiilor și conținutul declarațiilor, pentru că întâmplarea face că suntem foarte mulți colegi în comisie care efectiv lucrează și știm despre ce vorbim și ce se întâmplă în sistem, și ni s-au părut destul de deplasate aceste afirmații care au fost lansate în public legat de decese, legat de evoluția cazurilor, legat de modul în care s-a gestionat probleme de criză, care de altfel trebuie să vă spun că erau previzibile. Pentru că este orice epidemie sau situație de criză, de obicei este previzibilă, pentru că avem la dispoziție o ramură a medicinei, chiar dacă este mai puțin cunoscută, numită biostatistică. Sunteți la al treilea mandat, deci aveți o mare experiență în Parlament. Care sunt problemele pe care cetățenii din județul Cluj vi le-au ridicat de-a lungul timpului și în ce măsură ați reușit să rezolvați măcar parțial? Am șansa că înainte de a veni aici am parcurs câteva etape importante în viața mea. De profesie eu sunt pediatru. Am avut șansa să fiu consilier local, după aceea viceprimar al Clujului, după care sunt la al treilea mandat de senator. De fiecare dată au fost stabilite prioritățile în baza analizelor și în baza studiilor sociologice, ce se așteaptă de la noi, care a fost efectul intervenției în anumite domenii. Și cred că toate acele elemente care au fost considerate prioritare și unde am putut interveni, în primul rând în calitatea mea de fost președinte a Comisiei de Sănătate, s-a referit la consolidarea sistemului sanitar din județul Cluj, dar nu numai din județ, ci în general din țară. Și toate aceste aspecte, cu modificările legislative care s-au impus, au fost efectuate. Practic, la ora actuală, toate capitolele la care s-au lucrat în cele două mandate anterioare, modificările legislative sunt pregătite ca atunci când va exista o decizie politică de a avea un cod al sănătății, să nu mai sufere prea multe modificări. Au fost modificate, începând de la anumite aspecte legate de finanțare, până la formarea personalului medical, superior și mediu, până la problemele legate de salarizare. Ele au fost, legislația ne stă la dispoziție, recunosc, sunt câteva legi care au fost promulgate de domnul președinte și așteaptă normele de punere în aplicare, dar ele au fost pregătite tocmai în baza acestor aspecte. Iar un lucru extrem de important, să știți, în calitate de președinte, pe de o parte mă onorează prezența colegilor cu care am lucrat, dar în decurs de 4 ani de zile această comisie a lucrat, a luat decizii, cred că de 8 ori cu majoritate. Celelalte decizii au fost luate prin unanimitate, indiferent de formațiunea politică de unde am provenit. E foarte adevărat că am avut șansa ca 9 colegi din 11 să fie colegi medici. A existat un limbaj comun atunci? A existat un limbaj comun și aș merge chiar mai departe. Încă din primele zile am reușit să ajungem la un consens, în sensul ca fiecare, pe specialitatea care o stăpânește, să fie liderul de opinie pentru toată comisia. Astfel am reușit să deblocăm aspectele legate de strategia de reducere a bolilor cardiovasculare. Această strategie a stat în sertarele Ministerului 13 ani.
am reușit să facem pași importanți în strategia de reducere a accidentelor vasculare, cerebrale. Strategia privind dezvoltarea centrelor de tromboliză a stat vreo 6 ani în sertarele Ministerului. Am reușit să ajungem aproape de final cu noua lege a sănătății mintale sau, de ce nu, am finalizat și a fost promulgată inclusiv legea de prevenție și depistare precoce a diabetului. Cu alte cuvinte, în toate acele domenii de sănătate publică majoră, care sunt printre primele 4, 5, 6 cauze de deces în țara noastră, am reușit să ne implicăm în așa fel încât să vedem și rezultatul. În ceea ce privește spitalele, pentru că, sigur, strategiile sunt foarte bune, dar aceste strategii se finalizează sau se pun în operă în niște spitale. În ceea ce privește spitalele regionale, care este situația acestora? Pentru că au fost foarte mult disputate din punct de vedere politic. Am înțeles că spitalul de la Brașov a fost tăiat de pe listă în prezent. Nu, a fost. La ora actuală suntem în faza în care documentațiile sunt la Bruxelles pentru cele 3 spitale regionale, Iași, Craiova și Cluj. Proiectul de la Brașov este în derulare pe fonduri europene și urmează definitivarea, mă rog, după finalizarea negocierilor privind planul de redresare și reziliență, să se definitiveze lista celorlalte obiective care urmează să fie făcute. Vă spun acest lucru că, mă rog, este discutabilă necesitatea de a construi sau de a dezvolta anumite spitale sau nu, pentru că la ora actuală se impune o actualizare a strategiei noastre pe sănătate și trebuie să profităm de faptul că suntem la începutul unui ciclu financiar grevat de această criză sanitară cu care ne confruntăm datorită pandemiei. Dar în această clipă, cred că va trebui să ne regândim un pic această strategie în sensul de a vedea unde necesită mai multă colaborare, atât la nivel județean, atât la nivel regional, unde necesită implicări sau dezvoltări sau regândiri a capacităților care ne stau la dispoziție, și pentru că avem o mare datorie. În ultimii 30 de ani, din păcate, această adaptare a infrastructurii medicale de care dispunem niciodată n-a fost corelată cu modificările majore din societatea noastră. La ora actuală, societatea noastră a îmbătrânit, asistăm la niște modificări demografice nemai întâlnite în societatea noastră, datorită migrării interne, externe, scăderii numărului de nou-născuți. Cred că suntem, hai să spun, în ultimele secunde care ne stau la dispoziție. Mă refer la faptul că încet, încet, cei care s-au născut după 67, 1967, cu alte cuvinte, decreței, da. Încet, încet ajung la o vârstă când o mare parte din această generație va fi beneficiară a serviciilor medicale datorită înaintării în vârstă. Și e o generație foarte largă. Și vorbim în această clipă adresabilitatea sistemului într-o proporție destul de mare, 2/3 din resursele care le utilizăm se adresează generațiilor născute după al doilea război mondial. Asta însemnând la vremea respectivă generații de 300.000 de nou-născuți cu scădere graduală până în 1966, după care urmează 2 ani în care am avut peste 500.000 de nou-născuți, după care au urmat 23 de ani cu peste 400.000 de nou-născuți. Dacă ne uităm acum la numărul nou-născuților în zilele, în perioada noastră, în continuă scădere din 1990 încoace. Acum vorbim de generații de 160.000, cum a fost anul trecut. Și cu alte
cuvinte, generația născută după 67, prima dată va, încet, încet va deveni beneficiarul sistemului, iar odată cu înaintarea în vârstă, nu vor mai cotiza, pentru că vor ajunge la vârsta de pensionare. Pe când numărul celor care vor intra pe piața muncii și vor cotiza, va fi din ce în ce mai mic. Și atunci când mă refer la această necesitate de adaptare a infrastructurii care ne stă la dispoziție, atunci trebuie să aibă în vedere, pe de o parte, structura de vârstă a populației, a societății noastre, și dacă nu facem aceste schimbări, atunci foarte probabil nu vom face față unor când vor veni unui, generațiile respective. Când vor veni aceste generații. Și să știți că vorbim de 10-15 ani, ceea ce în cunoscându-ne cum abordăm problemele, și cred că este un exemplu foarte bun acest exemplu cu spitalele regionale, nu vom putea face față. Nu vom putea face față la aceste situații. Și mai este încă un aspect despre care vorbim prea puțin, și acesta a fost motivul implicării cu prioritate din partea Comisiei în anumite domenii. În cazul bolilor majore de sănătate publică, și aici un exemplu este diabetul, să știți, teoretic avem 1.800.000-1.900.000 de pacienți, de persoane care suferă de diabet. Noi niciodată n-am tratat mai mulți de 800.000. Despre diferență nu știm. Datorită inegalităților de la nivel național, geografice, rural, urban, modalitatea noastră de prevenție, de depistare precoce, depistare cât mai largă în societate a anumitor afecțiuni, mai lasă de dorit. Și v-am dat acest exemplu, aici stăm cel mai bine. Să știți, rezultatele sunt extrem de spectaculoase, dar datorită faptului că ele n-au fost intervențiile, n-au fost consecvente, n-au fost consecvente în timp sau geografic, din păcate, rezultatele sunt doar punctuale. Dați un exemplu în acest sens. Cel mai frumos exemplu, cred că este exemplu din municipiul Constanța și din localitățile din jur. Odată cu apariția unui centru de cardiologie intervențională, mortalitatea într-un an de zile în infarctul miocardic în Constanța a scăzut cu 50%. În cazul Bucureștiului asistăm la scăderi de 25-30%, deci în 6-7 luni de zile s-au făcut niște salturi nemai văzute la nivel european. Și acum trebuie să continuăm această muncă, trebuie să mergem mai departe. Foarte probabil colegii din Constanța se gândesc să dezvolte la Mangalia sau acolo unde se pot crea acele facilități, unde se poate ajunge facil și în timp util. Pe de altă parte, astfel de măsuri sau implementări făcute haotic costă foarte mult. Deci s-a făcut un efort să demarăm acest lucru. Și aici un rol deosebit, n-am de ce să vă ascund, îl are colegul meu Florin Orțan, doctorul Florin Orțan, care a fost senator, el era liderul pe cardiologie. Același lucru vă pot spune și cu centrele stroke, accidentele vasculare cerebrale. De ce nu facem nimic când în fiecare an avem peste 60.000 de accidentați vascular cerebral? Deci, e o întrebare retorică. De ce nu facem nimic? De ce nu se întâmplă? De ce nu facem lucru? Sau de ce nu intervenim în situațiile în care specialiștii apreciază că peste 40, 50, 60 de mii de decese la noi în țară ar fi putut fi evitate din cauze oncologice dacă am fi avut un screening, dacă am fi avut mecanismele de depistare precoce, dacă am fi avut capacitățile de a continua tratamentul și să nu aștepte la rând. Și acestea au fost acele priorități cu care ne-am ocupat, pe lângă activitatea și, mă rog,
meciurile de zi cu zi la care am asistat din punct de vedere politic. Și astea sunt prioritățile și în continuare.